CSM Universitatea Craiova a debutat cu victorie în prima deplasare din grupa galbenă a Ligii Naționale de Basket Masculin, scor 101 la 76, pe terenul formației CSM Focșani. Încă din startul partidei, alb albaștri au turat motoarele și au făcut repede 13 la 2. După primul sfert, scorul a fost de 24 la 15, iar la pauza mare au intrat cu scorul de 53 la 26. Sfertul 3 a revenit gazdelor care au jucat mult mai bine și pe fondul relaxării grupării craiovene, iar cu 10 minute înainte de final, tabela arăta 60 la 71. Oltenii s-au dezlănțuit în ultima secvență a întâlnirii și au închis jocul după un sfert câștigat cu 30 la 16. Omari Gudul a terminat meciul în double-double cu 19 puncte și 12 recuperări. Mo Prata a adăugat 22 de puncte și 8 recuperări. Porter Troop a totalizat 21 de puncte și 6 recuperări. Tyler Lesler a avut 13 puncte. SCM Ucraiova va juca în etapa a doua a grupei galbene cu CSM Galați, meci programat Vineri de la ora 18.